rămâi viața mea, rămâi sufletul meu. Tu și tăicușorul meu, nu vă las, nu vă las să moară lumea de necaz. Părinți ca la mine, nu mai vă doamne la mine, mama mea. Astăzi o găsim aici? Aici, aici este. La mulți ani. Cineva drag s-a gândit la dumneavoastră astăzi. A, văd că mai avem aici un tort. Perfect! Avem și noi unul. Avem aici un tort, avem un buchet de flori. De la cineva ce vă iubește mult. Și poate e pe aici, pe lângă dumneavoastră? Nu cred. Să fie de aici? Cadoul nostru de astăzi? Pe cine avem aici? Cine este alături de dumneavoastră astăzi? Băiatul cel mare. Dumneavoastră de ce plângeți? Și dumneavoastră doamna. Aurelia la fel. Doamna. Păi voi am venit cu vești bune la dumneavoastră astăzi. Avem aici și un buchetel de flori și baloane să vă jucați, să vă jucați cu copiii. Domnul soț este aici? Nu, este plecat. Nu este. Deci cu copiii vă jucați cu baloanele cu domnul. Cu noi. Ca un domn a vorbit. Ne-a spus că vă iubește mult, tare și rău. Oare să fie domnul soț sau altcineva? Taticu. Doamna Aurelia, nu mai are niciun cuvânt la fără... Puteau rămas, doamnă, cuvintele. Haideți să lăsăm tortulețul aici jos. E luată bucată, la mulțeam în muncă, să fii sănătoasă și iubită de taticu. Deci am aflat răspunsul, de la taticu, păi, să, de la taticu să fie surpriza. Da. Păi da, cea de la noi. Că băiețul nu se gândește, taticu e la bază. Și s-a prinde mălea acolo, păi vezi? Aprinde și lumânările, dar nu înainte să ne spună doamna cine crede că e persoana aceea care s-a gândit la dumneavoastră. E taticu. Domnișoară, mă scuzi, de la tine să vină darurile astea? A? De la tine sunt? Sau nu știi nimic? Ne-a popat pisica limba. Dar n-ați popat în familie? Nimeni nu spune nimic? Păi n-am, păi ce să spun? Acum, păi da, o luam pe mamă ca prin învăluire acum. Nu mai știe ea acum. Bun, doamna, așteptăm numele Domnului de a vorbi cu noi. Radu? Sorin. Pepi de Oland. Altcineva. E un alt nume acolo. E un singur nume de domn. Dar cine este domnul respectiv? Taticu e taticu acum. Radu. Cine Radu? Simona, Radu, Adrian, Sorin. Adrian și Sorin. Yes. Bun, doamna. Deci singur. Sunteți sigură? De fapt, doamnă, o să vă spun la urmă cine a fost complicele cel mai cel. Dar deocamdată începem așa. Scumpă mămică, avem aici și un aranjament din inimă pentru mama. Să vă rămână amintire a acestei zile frumoase, care văd că e foarte plângăcioasă. Păi la început acum, e luată prin învăluire. Scumpă mămică, dulce, grijulie, blândă și afectuoasă, te felicităm cu ocazia zilei de naștere și îți dorim din adâncul inimii să fii sănătoasă, să ai parte doar de surprize plăcute și oamenii dragi să-i ai alături. Noi dorim să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru că mereu ne-ai sprijinit și mereu ne-ai sfătuit, numai de bine. Ne pare rău că nu putem fi lângă tine să sărbătorim o parte. Nu vă pot fi alături,
dar prin intermediul acestei surprize am vrut să-ți aducem zâmbetul pe buze. La mulți ani, scumpa noastră, te iubim enorm. Cu drag, din partea copiilor, Adrian și Sorin. Deci aici avem pe Sorin. Și din partea nurorilor, Simona și Irina. Simona e departe, Irina este aici. Noroc. Și din partea soțului Radu. Ce e mai bun să lăsăm la urmă, da. Bun. Da. Complicele nostru cel a fost Nora Simona. Ia de la ea. De la ea a plecat toată surpriza, numai că s-au strâns așa într-un mesaj frumos pentru dumneavoastră astăzi, să vă aducă zâmbetul pe buze. Nu lacrimi. E dedicată dumneavoastră. Și după aceea ăștia 35 trebuie să ne demonstrați. Aprindem lumânările, vedem. Nu, 35, doamnă. 35. Mamucă. De când ne cunoaștem noi? De când m-ai născut? Îți doresc tot binele din lume. Cu această zi de 35 de bețe ce ai făcut acolo, să dea Dumnezeu tot binele din lume pentru ce ai făcut pentru noi și cu atâta cât mai faci pentru noi mai înainte. Păi de acum înainte. Da, te pupăm, îți dorim multă sănătate și 35 de floricele să fie printre ele. Da, 5 de bun. Bunica eroină, bunica eroină. Bun. E bunica eroină. Ești de aproape, ești de aproape. Doamna cu zâmbet. Rămâi viața mea. Rămâi sufletul meu, tu și te fuși o bună, nu vă las, să moară lumea de mecați, Paris ca la mine, nu mai vădra de la mine, mama mea, rămâi viața mea. Pentru Dumnezeu.
octombrie, nu să facem conferință de plâns. Doamna Aurelia, dumneavoastră vreți să fiți o vedetă plângăcioasă? Haideți cu câteva cuvinte aici pentru mami de. Mă dau de aici. Da, puteți. Mă mulțumește, mami. Mă iubește. Păi, dragă. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Toți copiii, mai ales că e mama noastră și mămuca noastră, cum zicem toți. Și mulțumim că ești tot timpul alături de noi, nu ne scoți din cuvânt și ne ajuți copiii cu tot. Și mai ales cu Sorin ne-ai ajutat atunci când am fost. Să fie sănătoasă. Da. Nașa de curinie, nașa copiilor, dar... Să ne fie numai bine. Ce-mi doresc mie, îi doresc și aici la nepoții mei. Bun. Trinos dorim și ție și sănătate și bucurii și împlinire. Efectiv să trecem, da. Ne emoționăm. Păi ce-am pățit, tati. Mulțumesc. Să fii sănătoasă. Să fii sănătoasă cu nată și să mergi mai departe, că mai vin. Bun! Super bunica! Bun! Fii bunica! De copii! Șampania! Păi da, așa am înțeles, cu copii! Da, e bine! Da. Pune mie, dacă vrei ce ai de vorbit. Din partea mea pentru Coana Aurelia, așa, Coana noastră. Nepot de vară, eu îi cad. Tot binele din lume și să fie aici lângă noi. Mulțumesc. Da. Bun, și pupicul și la mulți ani, nu l-au auzit. La mulți ani. Mulți ani. Bun. Să fii fericită și sănătoasă și să mai crești nepoții. Bun. Nu și... La mulți ani! Vă mulțumesc și vă iubesc, mamaie. Vă pup. Bun. Haideți cu toți! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Bunica să trăiască, bunica să trăiască, la bun! Doamna
dorința în gând și suflați în, în cei 35. Și colo și colo, ai 35. O dorință. Bun. Și a doua. Bravo, aplauze. Bun. Doamna, și cum vă simțiți la cei 35 împliniți și demonstrați azi? Da, acum. Foarte bine. Le mulțumesc copiilor. Bun, doamna, păi și cum vine surpriza de la copii și când pusărăți dorința, vă gândirăți decât la domnul soț, pe e corect, așa? Da, soțul, la un tort pentru copii, la un tort pentru... Soțul stă cu copiii cei mici. Și vă gândiți doar la el, la amândouă dorințele. Da. Păi da, e corect, doamna. Nu prea e corect, dar e bine că s-a nimerit și așa, nu? Da. Bun. Da, vă mulțumesc, dragii mei copii și soți, pentru surpriza făcută. Nu mă așteptam la așa ceva. Sunt foarte fericită că sunt sănătoasă și voi sunteți la fel sănătoși și cu nepoți lângă mine, să-i cresc și să fim cu toții, să ne auzim și la anul care vine cu bine. Vă iubesc, vă pup, mama! Bun, mulțumim frumos! 3, 2, 1 și... Să o fac nebunitoare, ne-aș putea scumpăra zile pe mama mea, aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a-n trăs din greu, aș muri în locul lor să aibă o trai ușor. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a trăs din greu, aș muri în locul lor să aibă un trai ușor. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, păicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. O mama, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă, când nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu, el îmi vrea doar binele ca să aibă liniște. O mamă, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă, nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu, el îmi vrea doar binele ca să aibă liniște. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Oh, mama mea.
viața mea, rămâi sufletul meu.